Câteodată nici nu știi dacă expresia paradis pe care a încercat-o să o evoce în armonie corul semnifică o realitate sau semnifică, să-i spunem așa, o idee de bază, ca și cum ai spune de albă ca zăpada sau ca și cum ai spune despre Prometeu sau ca și cum ai spune despre un oricare alt personaj sau oricare altă imagine de basm, parcă în șirul lor ai așeza una în plus numită paradis. Dragii mei, dacă vreunul dintre voi așează expresia și imaginea de paradis în felul acesta, ca și cum am completat numărul celor înșiruite, vă rog, din dragoste pentru nimic, să nu mai pomeniți cuvântul acesta niciodată. Când spui paradis, strigi în gura mare, nu există moarte. Când spui paradis, strigi în gura mare, sunt cuceritor al eternității. Când spui paradis, îți permiți să strigi, s-a terminat cu orice basm. Iar cine nu-și însușește credința aceasta, îl rog din respect pentru nimic să nu mai rostească niciodată cuvântul paradis. Îngăduiți-mi, dragii mei, să vă spun din nou seara bună, multă pace din partea Domnului Iisus Hristos și, dacă vreți, multă odihnă sufletească din partea momentelor acestea de seară pe care dorim să le petrecem împreună. Așa cum ați citit pe vreo invitație sau m-ați auzit pe mine sau ați văzut pe vreun afiș, drumul nostru pentru luna martie, construit pentru zilele de vineri, sâmbătă, duminică și miercuri, are în vedere să pună în discuție o mirare, dacă vreți, sau o întrebare, sau o constatare, pe care am așezat-o în titlu, dacă ai ști ce înseamnă viață. Formularea presupune că în momentul în care cineva știe ce înseamnă acest lucru, implicit determină în el o schimbare radicală. Ar fi altcineva. Și spuneam în prima seară, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. Dar pentru că nu știi, spuneam atunci, ești ceea ce ești. Așez și seara aceasta, sub un radical rigid, metalic, poate, care sună cam în felul următor. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai disprețui orice opinie. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, opiniile tale sunt valori. Sunt valori. Deschid din nou această carte, această scrisoare de dragoste, cum discutam împreună într-una dintre seri, în cartea poeziilor, dacă aș putea să o numesc așa, Psalmi, și mai concret la 90-a poezie, Psalmul 90. Și de aici voi citi versurile pe care le-am citit în fiecare seară,
pe baza cărora aș vrea să construim împreună din nou o curiozitate a vieții, o preocupare a ei sau o ignorare a ei. Măcar să te poți duce acasă și să zici, domne, am auzit și eu ce s-a spus și efectiv nu mă interesează, sunt baliverne. Și dacă te duci cu concluzia aceasta acasă, tot ai făcut ceva. Pentru că cei mai mulți dintre noi sunt ca vulpea. Știți cum e vulpea? Se duce la vie, se uită struguri așa, copți așa, tămâioși așa, se tot întinde, se tot întinde și aia zice sacri și se duce. Și mulți dintre noi, când auzim de Dumnezeu, nu purcedem să ajungem la El și zicem că nu există, nu-i bun și așa mai departe. Ca vulpea, care dacă nu poate mânca struguri, zice că sacri. Uitați care sunt cuvintele pe care le notează acest om al lui Dumnezeu, poet, dacă vreți, poate chiar om de știință, zice așa. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, Doamne, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Aș evidenția pentru seara aceasta cuvintele care spun: vedem cum ni se duc anii. V-ați oprit vreunul dintre voi să vă uitați cum se duc? Am o poezie, poartă titlul Ungară, nu mai țin, cred că în volumul 4 de versuri, în dorm oglinzile sau nu știu exact, de fapt nu contează, și în poezia respectivă ilustrez cum stam eu odată când eram copil cu capul în poala mamei și cu unul din ochi se vedea pe ușa de la gară cum trecea un tren marfar. Și mă uitam așa cu 1, 2, 3, mă încurcam la numărat, trecea ultimul vagon și gata. Și de la ilustrația aceasta scriu versurile mele în care zic că mi-am dat seama că de fapt eu îmi număram anii, dar a fost prea târziu ca să mai pot să strig la conductor să treacă mai încet. Și viața s-a dus. Zice, vedem cum ni se duc anii. Ați auzit cu toți accidentul de ieri dimineață sau la altă ieri dimineață, nu? Un tată mai tânăr, cu vreo 2-3 ani ca mine, așa l-a soția și copilul din casă, l-a dus la școală, pe soție la servici și venea spre casă. Bucuros, o zi nouă, ca de primăvară, neatenție, cine știe că n-am fost niciunul din noi acolo, intră în derapaj cu mașina, încolăcește stâlpul și gata. Ai o altă impresie despre anii tăi? Te încurajez să ai, dar e fără rost. Anii se duc repede. Ne uităm la ei cum trec. Și spune, toate zilele vieții noastre sunt omorâte, pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Și cu toate că vedem, dragii mei, cei mai mulți dintre noi neglijăm problema aceasta. Și în această seară
aș vrea să vă provoc pe voi și pe mine la o mai sporită atenție față de ce înseamnă anii tăi și ce înseamnă anii mei. Titlul mesajului din seara aceasta, așa cum ați aflat, este Protejându-ne murirea. E un nonsens în lucrul ăsta, nu? Să-ți protejezi murirea. Este ca și cum ai fi bolnav de scarlatină și te-ai proteja ca să nu-ți treacă boala. Câți dintre noi am fi capabili să facem lucrul acesta? Sau este ca și cum ai avea cancer și l-ai proteja ca să nu te vindeci? Este ca și cum te-ar durea capul îngrozitor și ai bea pastile ca să nu-ți treacă, să te doară în continuare. Așa nonsens par în cuvintele acestea. Și aș vrea în seara aceasta să despachetăm frumos preocupările mele și ale tale și poate să ajungem pe de adevăratelea la concluzia că singurul lucru bun care îl fac eu și cu tine pe pământ e că ne protejăm murirea. Cu mulți ani în urmă, să tot fie vreo 6.000 de ani, poate nu chiar, poate un pic mai bine, s-a întâmplat un lucru interesant pe care majoritatea din voi îl cunoașteți, dar pe care aș dori să-l citesc din nou. În Geneza, la capitolul 2, versetul 16 și 17, notează următoarea precizare în relația dintre Dumnezeu și om. 2 cu 16 și 17 spune așa: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Totul pare să fie extrem de stabil, extrem de clar și extrem de curat. Dumnezeu îl așează pe om într-o grădină frumoasă. Nu știm cât de mare sau cât de mică. Deducem din text că avea o multitudine de pomi fructiferi. Și Dumnezeu îi spune: te-am așezat aici, poți să mănânci din toți pomii din grădină și e excelent. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Ce a făcut omul? Ce a făcut? A mâncat din el. Frunza asta e vie sau e moartă? Da, stabiliți când ajungeți acasă. Ce trist! În ziua în care veți mânca din el, veți muri. Trist nu că în ziua în care veți mânca din el veți muri, ci trist că omul a mâncat. Dragii mei, din acel moment, ceea ce numim noi convențional viață, de fapt este o stare de moarte. Este viață, viața mea și viața ta, cum este viață această frunză. Și de atunci până astăzi, dragii mei, oamenii s-au adunat să facă tot binele din lume ca să țină ceva în frunza asta.
ca să păstreze, dacă se poate, cât mai multe zile sau cât mai mulți ani, să păstreze ideea de viață în frunza aceasta care este moartă. De atunci și până astăzi, toate demersurile pe care le fac eu și cu tine și pe care le-au făcut înaintașii noștri ca să păstreze emblema aceasta numită om, nu sunt alte eforturi decât de a păstra o aparență vie a muririi. Și aici s-au împărțit lucrurile în două. Bine convențional și bine absolut. Și când ne uităm între noi, între oameni, toți ne străduim să protejăm murirea aceasta noastră cât se poate mai bine, cât se poate mai bine. Azi dimineață mă duceam cu cineva cu mașina și știa că am fost accidentat și mi-a dorit sănătate, era speriat că puteam să mor și îmi spune că el a avut o mare groază de moarte. Însă mai nou, citind cărți și văzând că știința dă destul de multe replici, și-a dat seama că dacă mori, intri într-o altă stare de existență și s-a liniștit. Și a protejat murirea. Zicem noi, să mă văd și eu că îmbătrânesc și că mor cum? Liniștit. Aveți vreun vis mai înalt? Nu asta vă doriți fiecare? Să mor liniștit. Dacă s-o putea să nu mă chinui. Iar la visul acesta frumos, la să mor liniștit, participăm puhoi de miliarde de oameni, ne încurajăm unul pe altul, ne sprijinim unul pe celălalt, facem acte de caritate, facem invenții, dezvoltăm rețeaua sanitară, dezvoltăm rețeaua de alimentație, dezvoltăm rețeaua de condiții umane și de nivel de trai, dezvoltăm rețeaua de a primi mai mulți bani ca să trăim mai bine, pentru ca să putem muri liniștiți. Ce stupid! Ce stupid! Și nu doar atât. Am ajuns, dragii mei, să fim disperați pentru ca să putem proteja murirea. Ți se naște copilul și te uiți la el ca la ochii din cap și orice scrâncet, tresari și ești atent și îl iei și îl înveți să umble în picioare și îl înveți să vorbească și îl înveți să fie educat și îl săruți și îl îmbraci și îl dezbraci și îl speli și îl ștergi și îl duci la școală și îl aduci acasă și îl crești mare și te uiți la el și îl protejezi pentru ce? Ți-e rușine să zici? Pentru ce îl protejezi? Ca să moară. E stupid? E groaznic de stupid? Dar să ridice vreunul mâna sus care lucrurile pe care le-a făcut pentru copil le-a făcut pentru alt motiv. Da. Faci totul ca să moară liniștit. Iubiții mei oameni, nu simțiți că ar trebui ceva mai mult? Stimați musafiri, n-ați vrea să vă permiteți să rupeți cojocul acesta în care tot binele ce-l facem are un singur scop,
să protejeze murirea și să vă permiteți să vă uitați și de altundeva la viață? M-a sunat un student de-al meu că a văzut un film în care era un profesor cam ca mine, spunea el, deși ce mi-a zis că a făcut profesorul ăla, eu n-am făcut, și a zis că la un moment dat tot încerca să-i lămurească pe studenți, că trebuie să gândească, să-și dezvolte, și ei blazați așa, ca să... S-a nervat profesorul și s-a urcat pe masă în picioare, pe catedră, stătea în picioare pe catedră. Și ăștia un lemnit. Și s-a dat jos și a zis, de ce credeți că m-am urcat pe catedră? Că ești nebun. Și a zis, nu, zice, m-am urcat pe catedră ca să vă dovedesc că poți să vezi lucrurile și din alt punct de vedere. Iubiții mei oameni, poate ne interesați vreodată de Dumnezeu, n-ați vrea să mergeți acasă, să vă urcați pe masă în bucătărie, să vedeți cum se vede de acolo bucătărie. Bine, fiecare să măsure chestia asta în funcție de ce nevastă are. Da. Aș vrea în cele ce urmează să vă arăt care e diferența dintre binele convențional și binele absolut. Pentru ca să vedem, dragii mei, dacă noi suntem cei ce protejăm moartea sau viața. Pentru că dacă ai ști ce înseamnă viață, ai disprețui opiniile tale. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai nesocoti ideile tale. Dragii mei, diferența dintre bine și binele absolut este una, doar una, de opinie. Când vorbești despre binele absolut, ai în vedere opinia lui Dumnezeu. Și când vorbești despre binele relativ, ai în vedere toate celelalte opinii. Și scuză-mă că-ți spun, toate celelalte opinii nu fac altceva decât ne pregătesc pe mine și pe tine să murim, zice-se, liniștiți. Aparent, e numai o nuanță. Aș vrea să vă dau din Scripturi câteva, să punctez câteva diferențe de opinii între opinia lui Dumnezeu și celelalte opinii. Dacă îți dă cineva o palmă așa de să scânteiască ochii și întrebe fratele tău, băi, ce să fac? Păi dă-i mă înapoi, mă, să-i sară dinții din gură, nu? Dacă te duci și întrebi pe un jurist, ce să fac? Băi, nu-l da înapoi, că pe urmă pățești, dar dă-l în tribunal, mă, măcar să scoți 5.000 de euro că te-a lovit. Și du-te din casă în casă și o să găsești 5.000 de opinii. Și opinia lui Dumnezeu este, dacă ți-o dat un nou palmă așa să-ți sară ochii, întoarce și obrazul ălalt. Ha? Ha. Vezi? De ce n-am nici eu, nici tu, nimic cu Dumnezeu? Suntem în iadul nostru. Ce șocant! Diferența dintre bine, binele nostru și binele absolut. Să mai nuanțez cu un alt exemplu din Biblie, da? Vii acasă. Pe stradă vecinul tău te-a înjurat, te-a trimis ce știu unde. Și nu trebuie, ce să fac? Păi cum ce să faci, mă? Păi înjură-i, mă, tămneamul, mă, păi nu-i rușine, mă, să vorbească. Îl întreb pe altul, ce să fac? Păi cum adică ce să faci, mă? Păi ce, ești mai prost? Dă-i două să umfle gura, să tacă. Și îl întreb pe altul. Și du-te prin sat. O să găsești 1.000 de opinii. Al lui Dumnezeu zice că dacă te blastă, mă, tu ce să faci?
să-L binecuvintezi. Câți dintre voi, după ce v-a înjurat unul așa porcos, v-ați pus pe genunchi și a zis, Doamne, dă-i sănătate, dă-i și o mașină, dă-i și o casă. Câți? Câți? Vezi? Diferența dintre binele convențional și binele absolut. Iubiții mei oameni, dragii mei, vă cer un minut de onestitate umană. Tot binele de pe pământul ăsta pe care îl cunoașteți, așezat în oameni de știință, așezat în oameni de caritate, așezat în oameni religioși, așezați în oameni care iubesc oamenii, tot binele de pe pământul acesta nu face nimic în plus și nimic în minus decât protejează murirea. Atât! Și duceți-vă în cabinetele de cercetări, de studii, duceți-vă în cărți, în milioanele și miliardele de cărți, duceți-vă la Platon și duceți-vă la Aristotel, duceți-vă la păgâni și duceți-vă la creștini, duceți-vă la vrăjitori și duceți-vă la oracole și veți vedea că veți veni cu același răspuns. Tot binele de pe pământul acesta pe care îl creează omul are un singur scop și o singură realizare, protejează murirea, atât! Nu-i puțin? Sau nu că nu-i puțin? Nu-i jenant? Sau nu că nu-i jenant? Nu-i batjocoritor? Nu-i batjocoritor? Și un lucru foarte interesant, dragii mei, foarte interesant, nici nu ne-am gândit poate vreodată, societatea contemporană refuză existența oamenilor care purced spre binele absolut. Refuză ca oameni de tipul acesta să existe. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai disprețuit toate opiniile tale. Ne adunăm tot felul de oameni, mai dotați, mai puțin dotați, ca să declarăm ce e drept. Dar ce este drept a fost declarat de Dumnezeu și atât. Ne adunăm tot felul de oameni să creăm microsocietăți ca să aflăm ce este minciună și ce este adevăr. Dar, dragii mei, ce facem noi n-are niciun rost, pentru că Dumnezeu a stabilit ce este minciună și ce este adevăr. Ne strângem în societăți, în comunicări științifice, ca să declarăm interesul nostru pentru oameni și pentru salvarea lor. Dar, dragii mei, asta este o aburială, pentru că Dumnezeu a declarat cum poate să fie salvat un om și nu există nicio altă variantă. Și toate aceste întâlniri cu pretențiile lor pompoase de oameni mari se sfârșesc în următoarele cuvinte: să mor liniștit. Adică protejăm murirea. Nu simți că ar trebui să nu mai suporți lucrul acesta? Există un loc, dragii mei, unde ne despărțim. Și aș vrea în următoarele minute să vă vorbesc puțin despre nodul acesta de cale ferată.
Și noi oamenii mergem toți împreună și ne luptăm să facem bine, nu? Știți, majoritatea dintre voi, cu o săptămână, imediat două în urmă, am avut un accident foarte urât și așa, cât de un milimetru, am scăpat cu viață. Ajuns la Târgu Mureș, la spital, la urgență, computer tomograf, perfuzii, tot ce trebuie și toată lumea își dădea concursul să ce? Să ce? Să protejeze murirea. Sigur, s-ar putea să-mi jignez soția săraca, ci în fiecare dimineață și seară dă-i cu perfuzii, întoarce-l pe o parte, întoarce-l pe alta. Dar ce a făcut și soția mea și spitalul? A mai protejat pe lutul acesta ca să moară liniștit. Asta-i tot. Nu vă convine? Și ce dacă nu vă convine? Asta-i tot. Există însă un nod de cale ferată unde se despărțesc binele de binele convențional. Această sensibilitate care împarte universul în două, binele absolut este opinia lui Dumnezeu și binele convențional sunt celelalte opinii. Și toate celelalte, indiferent cine le rostește, sunt protecții ale morții. Locul în care ne despărțim. Aș vrea să vă citesc o întrebare pe care o pune un muritor ca și mine, ca și tine, în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 19, începând cu versetul 16, notează, este interesat Iisus Hristos să se noteze următoarele cuvinte. Zice așa, atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Se întâlnește într-o zi Dumnezeu cu un om sau un om cu Dumnezeu. Și se uită omul la Dumnezeu și îl întreabă, Dumnezeule, ce bine să fac să am viața veșnică? Păi, ce să faci? Cred că nu se poate. Trebuie aflat codurile astea genetice, trebuie căutați aia cu sânge nemuritor, trebuie călcați pe stradă ăștia ce sănătoși ca să le putem lua inimile și ficații și rinichii ca să trăim noi. Trebuie făcut ceva. Ce mizerabil! Unde a ajuns minunea lui Sofocle? În lume sunt multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nus. Ce josnic! Ce josnic! Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Și Dumnezeu se uită la el și zice, păzește poruncile. Nodul de cale ferată unde ne despărțim. Și curios, omul acesta se uită la Dumnezeu și zice, Doamne, dar lucrul ăsta eu cam îl fac chiar bine. Încă mai întreb ceva? Dacă zici că astea le faci, atunci mai fă ceva. Ce să mai fac? Păi du-te și vinde și ce ai, dă tot la săraci și hai cu mine din casă în casă, de nebuni. Și omul și-a introdus mâine în buzunar, i s-a strâmtat inima, plecat capul în jos, s-a întors și s-a dus. Unde?
să-și protejeze murirea. E cel mai trist loc al existenței umane. Și un lucru mai trist ca ăla, știai că ai avut așa de multe ocazii în viață, când, auzind opinia lui Dumnezeu, ai lăsat capul în pământ, te-ai întors și ai plecat. Ți s-a părut mai frumos să mori liniștit decât să trăiești veșnic. Știai? Chiar crezi că nu merită să plonjezi prin credință în această realitate superioară? Adevărul este, dragul meu, dacă tu ai ști ce înseamnă viață, ai desconsidera sau ți-ai socoti jenante toate opiniile tale. Pentru că toate demersurile mele și ale tale construiesc un singur lucru, să protejăm în vreun fel moartea, să trecem repede spre moarte, fără să fim agățați de ceva. Asta e tot ce se face, nu? Poate că mă duc la absurd, poate că devine ridicol ce spun. Vezi pe unul că se neacă în râu și dai hainele jos de pe tine și sări de pe pod, de la 20-30 de metri, pentru că poți. Sări și l-ai prins și l-ai salvat. L-ai salvat? L-ai salvat? I-ai protejat murirea. Mi-e și jenă să zic lucrurile acestea, dar sunt așa de adevărate. Strigă pe fiecare stradă, strigă în urechea fiecăruia dintre voi, stau pe ochii fiecăruia dintre noi, e pe fața și pe sufletul fiecărui om. Pentru că tot ce fac eu și cu tine bine nu este altceva decât o protecție a muririi. Și zice David în psalm, Moise, zice, anii vieții mele se duc cum? Iute. Locul în care ne despărțim. Vedeți, ați auzit la Crăciun, la Paști, ați văzut în diferite felicitări, pe diferite icoane, mai mult sau mai puțin constructiv, chipul celui pe care îl numiți Iisus. Dragii mei, Iisus locuiește în inima celor care acceptă pe de-a întregul opinia Lui. Atât. Iar cel care știe ce înseamnă viață și Iisus Hristos își desconsideră propriile opinii, nici nu-i trebuiesc. Nici nu-i trebuiesc. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai disprețui propriile tale gânduri. Uită-te cu atenție numai la istoria ultimilor ani pe care o trăiești tu și cu mine. Să vezi cam ce poate să gândească omul. Da, musulmanii se gândesc cum să ne omoare copiii și femeile noastre. Noi ne gândim cum să-i omorâm pe ei. Iugoslavii nu știu cum să-i omoare pe musulmanii de la ei. Musulmanii de acolo nu știu cum să-i omoare pe creștinii de la ei.
Uită-te la istoria aceasta pe care o trăiesc eu și cu tine ca să vezi ce gândește omul. Toată lumea își face arme pentru ca să poată să protejeze ce? Ce să protejeze? Ia-ți 5 minute. Uită-te la un copil mic să vezi ce are în mintea lui când se va, cum se gândește să facă ceva. Eram copil nu foarte mic și eram într-o seară, e așa un deal la noi, se numea La Spini, și stăteam acolo și vedeam cum trec mașinile în sus, în jos, în sus, în jos, și ce am zis noi, bă, hai să facem și noi o chestie frumoasă. Adică să legăm de la un stâlp peste drumul celălalt o sârmă pentru ca mașina care vine să aibă în ce să dea. Și așa am și făcut. Am legat o sârmă că era seară, ne-am așezat acolo după tufe și stăteam și așteptam mașina. Și ce mașină crezi că a venit? O motocicletă. Așa, asta gândeam noi. Și mamă, noi când am văzut, reamintesc, mamă, să vezi, mă, cum sare de pe motocicletă. Dumnezeu a fost bun că s-a rupt sârma și ăla bolborosea în jurând ceva de pe motocicletă sau așa. Dar vă dați seama, ce ar fi putut să iasă? Dar voi credeți că acum gândesc mai bine? Așa credeți? Aș vrea să vă spun din Sfânta Scriptură câteva lucruri despre cum gândesc eu și cum gândiți voi. Sau lăsați-mă numai eu să fiu ăla, dacă voi sunteți altfel. În Genesa, la capitolul 6, Dumnezeu surprinde ființa umană. Și la capitolul 6, cu versetul 5, zice așa: Domnul Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Domnul s-a uitat și a văzut că era răutatea era mare pe pământ și că întocmirile gândului omului erau îndreptate absolut, în mod desăvârșit, numai spre rău. Dragii mei, asta este singurul bine de care sunt capabil eu și de care ești capabil tu. Vine câte o mamă sau câte un tată la școală și de ce are copilul meu S suficient? Dar nu-l interesează de ce are copilul lui suficient, ci de ce ăilalți sunt cu FB. Că dacă toți ar avea suficient, asta liniștit. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai disprețui propriile tale opinii. Cu mulți ani în urmă, am văzut, cred că eram atunci la București, încă la liceu militar, nu mai țin minte, neimportant, am văzut la cinematograf un film cu titlul Duel în Pacific. Și a fost un film atât de plicticos că am crezut că și mor acolo pe scaun, dar pentru că am dat banii, n-am putut să plec. Abia la sfârșitul filmului, nu știu câți l-ați văzut, am constatat că, de fapt, tot filmul era numai cu doi actori. Însă au trecut ani și în hard o reveni filmul. De fapt, ce era filmul? Un vas a naufragiat, parcă, dacă bine rețin eu, și au murit toți oamenii și au rămas doi bărbați în viață pe o insulă. Și au arătat ce este omul în filmul respectiv. Primul gând a unuia dintre ei a fost cum să-l facă pe celălalt sclav să lucre pentru el. L-a prins, a reușit să-l prindă, l-a bătut, l-a legat și a făcut un plug din lemn și îl punea pe
colegului de pe vas să are. Și dădea cu buta în el și la ara. Până când ăla au reușit cumva să evadeze și l-au făcut rob peste altul. Și tot așa se făcea rob unul pe altul și erau doar doi oameni pe o insulă. Pe urmă unul săracul n-aveau apă și unul săracul a făcut ceva șgheaburi cu fluiere ca să poată, ca la un moment dat au fost amândoi liberi, au scăpat unul de altul. Și au făcut ceva șgheaburi când plouă să se strângă apă ca să poată să bea apă, pentru că n-avea apă. Și când a început a ploua puțin și s-a dus ca să-și strângă bolul din care bea apă și a văzut cum curge apă și se în sfârșit mai pot trăi și pe când se uită mai atent, celălalt era în vârful pomului și urina în șgheabul lui ca să-i vină apă. Și erau pe o insulă doar doi oameni. Poate că te superi pe mine. Crezi că eu sunt mai bun? Sau crezi că tu ești mai bun? Dragii mei, să nu uitați cât veți trăi. Tot ce fac eu și cu tine, în domeniul de bine, binele acesta pe care îl construim și îl strigăm de pe toate turnurile de televiziune și peste tot, binele acesta are un singur scop, să protejeze murirea. Atât. Iar societatea de astăzi nu vrea să existe oameni care purced la a căuta binele absolut. Iar diferența dintre bine, binele dintre noi convențional și binele absolut, este una de nuanță, de opinie. Când zic bine absolut, exprim opinia lui Dumnezeu și nodul de cale ferată unde ne despărțim sunt poruncile lui, care sunt opinia lui Dumnezeu pe de o parte și de partea cealaltă sunt toate celelalte opinii care nu fac altceva decât ne ajută să murim liniștiți. Spunea așa Moise, toate zilele noastre pierde urgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Dragul meu tânăr, bătrân, în plină viață, aș vrea să-ți permit în seara aceasta să ridici puțin capul, să vezi cum îți trec anii, ca vagoanele în gară. Să vezi că eforturile pe care le faci, dragostea de a mai trăi un moment, nu este altceva decât o puternică luptă de a mai proteja moartea. Mă întorceam în pat și cum mi-a rupt aici coasta la piept și lovit, mi s-a deformat aici și pieptul, nu mă puteam întoarce și găseam toate pârghiile ca să găsesc o stare prin care să mă pot învârti fără să mă doară. Protejând ce? Murirea. Nu crezi? Verifică. Nu vreau să-ți transmit neîncredere. Nu vreau să-ți transmit deșertăciunea sau, dacă vreți, imposibilitatea în care trăim, ci vreau să-ți transmit șansa. Pentru că omul care decide odată și pentru totdeauna, omul care decide cu responsabilitate să-și desconsidere propriile opinii și
toate celelalte opinii să le lase deoparte în favoarea opiniei lui Dumnezeu. Este singurul care decide să nu mai protejeze murirea, ci decide să purceadă la dobândirea veșniciei. Și nu-ți vine să crezi, omul acela poți fi tu. Dacă ai ști ce înseamnă viață. Primești câteodată vreun bilet de la cineva care nu reprezintă pentru tine nimic sau vreo anumită chestie, te uiți te întreb, când o să faci așa cu toate opiniile tale? De muncitor, de om de afaceri, de inginer, de doctor, de primar, de președinte, de universitar, de teolog, de ce ai fi tu? Când vei face așa? Nu uita, tot binele de pe pământul acesta, adunat în centre de studii, în centre medicale, în centre sociologice, în centre de management, tot binele de pe pământul acesta, al nostru, al oamenilor, realizează un singur lucru, protejează murirea. Iar binele absolut, care dă eternitatea, constă în opinia lui Dumnezeu, nodul de cale ferată unde ne despărțim. Și acest nod de cale ferată sunt sfintele sale porunci. Citește-le și acolo vei decide dacă vei proteja mai departe murirea sau dacă îți permiți să aspiri la eternitate. Și nu uita că anii vieții mele și ai tăi se duc iute. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai disprețui propriile tale opinii și ți-ai însuși cu reverență, cu patos, dacă vrei, opinia lui Dumnezeu. Singura care poate să facă din tine și din mine alt ceva. Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu pământean, să-ți revizuiești mintea cu privire la lucrul acesta. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți facă parte de opinia Lui. Amin. Amin. Și pentru că am numit seara aceasta o șezătoare duhovnicească, aș vrea să-i punem capăt cum se cuvine, rostind o rugăciune către Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru, Sfânt,
ce locuiești în ceruri, ne dorim în seara aceasta pentru încă o dată să fie lăudat numele Tău. Și noi acești oameni care ne străduim din toate răsputerile noastre să mai ținem o licărire de viață în noi, am vrea în seara aceasta să ne întâlnim cu Tine. Te rog frumos, binecuvintează toți oamenii ce au fost aici. Te rog frumos, binecuvintează și pe cei care au găsit că n-au niciun rost cuvintele rostite. Doamne, nu ne lăsa pe niciunul din noi în voia minții noastre. Coboară din Sfântul Tău nume, cerul Tău și harul Tău și umple-ne de visele care să ne întoarcă la opinia Ta. Și astfel, Doamne, la următorul nod de cale ferată, când vom întreba din nou, Dumnezeule, ce să facem să avem viață? Să găsim dragi poruncile Tale și să găsim dragi chemările Tale. Și ajută-ne, chiar dacă ni se pare costul mare, ajută-ne, Doamne, să disprețuim propriile noastre opinii. Binecuvintează oamenii aceștia, călăuzește-i în drum spre casă și liniștea lor și pacea lor și credința lor să fie frumoase ca un dar al Tău. Și apoi în viețile tuturor dintre noi, numele Tău, Doamne, al lui Iisus Hristos și a Sfântului Duh să fie lăudate și proslăvite în veci. Amin.